În seara aceasta am să citesc din Cartea Exodului, capitolul 5, începând cu versetul 15, până la final, versetul 23. Logoveții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon și au zis: pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robii tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune faceți cărămizi, ba încă robii tăi sunt și bătuți, ca și când poporul tău ar fi vinovat. Faraon a răspuns: sunteți niște lene și niște trântori. De aceea ziceți, haidem să aducem jertfă Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați, nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocite erau când li se zicea, nu vi se scade nimic din numărul de cărămizi, ci în fiecare zi să faceți lucru cuvenit unei zile. Când au ieșit de la Faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aaron, care îi așteptau, și le-au zis: să vă vadă Domnul și să judece, voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorului lui, ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Moise s-a întors la Domnul și a zis: Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face mai rău poporului acestuia și n-ai izbăvit pe poporul tău. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta vom continua cu cea de-a patra lecție din seria aceasta pe care noi am numit-o Spre Canaan. De la bun început am făcut această afirmație că această călătorie a noastră prin lume se aseamănă cu călătoria poporului evreu prin pustie. Ținta noastră este Canaanul Ceresc. De-a lungul acestei călătorii vom trece prin ispite, prin necazuri, prin provocări și ar fi bine să învățăm din exemplul acesta al poporului evreu cum să supraviețuim în asemenea momente. În seara aceasta, tema pe care am ales-o, am botezat-o testul presiunii. Am învățat data trecută că Moise a primit chemarea din partea lui Dumnezeu, a răspuns cu tot felul de scuze, a încercat să scape de această mare însărcinare, totuși a acceptat în final și a plecat. Prima reacție a intervenției lui Moise este o presiune formidabilă care pornește de la Faraon împotriva poporului ales. Sunt câteva lecții și fiecare lecție are o învățătură pe care vrea să o repetăm. Am învățat până acum că conducerea este de la Dumnezeu și nu poate fi asumată. A fost o vreme, în timpul lui Moise, avea 40 de ani, el a crezut că el este cineva și acum poate să-și elibereze poporul. Dumnezeu are timpul lui și el își alege liderii lui când vrea să facă o anumită lucrare. Apoi, în seria a doua, pe care noi am numit-o Universitatea Pustiului, Dumnezeu este specializat în folosirea vaselor zdrobite. Am învățat că a trebuit să treacă 40 de ani ca Moise să ajungă la 80 de ani, nu mai știe vorbi bine, este deja bătrân și spune: Doamne, trimite pe altcineva, că eu nu mă mai calific la lucrarea aceasta. Totuși Dumnezeu este Cel care cheamă oameni și îi echipează, îi pregătește pentru lucrarea pe care trebuie să o facă. Și joia trecută am învățat că Dumnezeu vorbește și astăzi. Am studiat întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu la rugul aprins. Așa cum spuneam, Moise ascultă trimiterea lui Dumnezeu și se duce, se întâlnește, bineînțeles, prima dată cu fratele lui Aaron, pe urmă cu liderii neamului și apoi, bineînțeles, se duce să se întâlnească și cu Faraon, să-i spună care este mesajul din partea lui Dumnezeu pentru el. Lucrurile însă par să nu meargă deloc bine. Se complică lucrurile, parcă din rău
lucrurile devin mai rele. Haideți să învățăm în seara aceasta cum să ne descurcăm atunci când circumstanțele parcă scapă de sub control. Avem intenții foarte bune, dar iese rău. Se întorc toate lucrurile împotriva noastră. Nu este ceea ce am visat. Haideți să învățăm din partea aceasta, din viața lui Moise, un capitol extraordinar de important, pentru că Moise este supus la acest test, această probă a presiunii, să vedem dacă rezistă sau nu. Vom studia la început trei principii foarte importante pe care le putem desprinde din textul Sfintei Scripturi imediat. Principiul numărul unu este: trăiește în adevăr în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Moise ascultă trimiterea pe care o dă Dumnezeu și se duce trimis de Dumnezeu la poporul său. Ascultă această trimitere, dar, așa cum ziceam, parcă lucrurile nu devin mai bune după asta. Moise nu este însă transparent cu familia lui despre întâlnirea pe care o are cu Dumnezeu. Probabil că Moise, așa cum el nu era un vorbitor prea bun, cred că nu vorbea prea multe nici acasă cu nevastă sa. Nu îi înștiințează pe ai săi de chemarea pe care o are din partea lui Dumnezeu. Vom vedea imediat un episod absolut dramatic, când Dumnezeu vrea să le omoare copilul, care nu era tăiat împrejur. Moise, care moștenise credința prin mama care îl educase și care a fost doică, de fapt, știa că la 8 zile un copil trebuie tăiat împrejur. Era poruncă de la Dumnezeu, era de pe vremea lui Avram. Era moștenită în familie, era o tradiție evreiască, nu? Moise crede că el este acum mai degrabă un evreu rătăcitor prin pustiu, cioban la oi, vorbește cu oile și cu măgarul, nu comunică prea mult nici cu familia și nu spune legile și principiile pe care Dumnezeu le cere de la o astfel de familie. Când ajunge în mijlocul evreilor, așa, îl paște acest pericol a diplomației. Aș vrea să vă spun, și aici ar trebui să facem o pauză și să învățăm să comunicăm și să comunicăm până la capăt, nu jumătăți de adevăruri, ci să comunicăm lucrurile până la capăt, mai ales cu cei dragi, mai ales în familie. Pentru că diplomația aceasta, care folosește jumătăți de adevăruri, știți bine vorba aceea care spune că o jumătate de adevăr e o minciună întreagă, nu? Ele se vor întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva noastră. Ar trebui să trăim cu cărțile pe masă. Vorba românului, ce în gușă și în căpușă. Ar trebui să spunem ceea ce gândim. Ar trebui să comunicăm cu adevărat ceea ce se petrece în sufletul nostru, mai ales cu cei dragi din familia noastră. Altfel, o să pățim ca și Moise, pentru că vă vom vedea imediat că Moise trebuie să învețe o lecție foarte dură a neglijenței. Neglijența în familie cu lucrurile spirituale are întotdeauna consecințele ei. Există consecințe pentru neglijarea unor lucruri importante. Dacă neglijezi rugăciunea, vei găsi niște consecințe absolut devastatoare în viața ta. Dacă neglijezi cititul Scripturii, vei descoperi că te îndepărtezi de adevărurile lui Dumnezeu și te vei conduce după părerile tale. Dacă te îndepărtezi de biserică, de comunitate, te îndepărtezi de trupul lui Hristos și nu poți să trăiești singur în afara acestui trup. Există niște principii foarte importante pe care n-ai voie să le neglijezi. Moise neglijează tăierea împrejur a propriului lui copil. Asta e pentru evrei, asta e pentru evrei aia din Egipt, asta e pentru bătrânii de altă dată. Noi trăim acum într-o altă comunitate, în altă societate. Moise neglijează tăierea împrejur a propriului lui copii.
În Genesa 17 cu 10 avem porunca de la Dumnezeu privitoare la tăierea împrejur a copiilor și Moise neglijează lucrul acesta. Neascultarea de Dumnezeu duce la pedeapsă. Este un principiu clar. Întotdeauna vine pedeapsa când noi nu ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu este un tată bun. Și un tată bun întotdeauna își pedepsește copiii când nu ascultă. Zilele trecute discutam cu soția de nepoți, că acum bunicii de nepoți discută, nu? Și spuneam, uite ce deosebire între nepotul ăsta care l-am crescut noi, nu? Și ceilalți care le-au nepoții care au crescut părinții lor, nu? Americani, filozofie diferită de viață, nu? Am descoperit imediat că băiatul mai mare a învățat să fie politicos, să fie respectos, să respecte pe cei mari, să nu facă larmă în casă, să nu fugă iurea prin cameră, să deranjeze pe ceilalți, să spună mulțumesc, să aibă toate manierele care le trebuie să aibă un copil. Ei, când le neglijez astea și cum le neglijez? Nu pedepsești, asta e problema, nu pedepsim. Mai ales în societatea americană, n-ai voie să pedepsești, nu? Numai să recompensezi dacă face ceva bine, ceea ce știți, foarte, foarte rar, mai ales la copii, nu? Copiii au nevoie de disciplină. Moise nu ascultă și vine pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă citiți în Sfânta Scriptură, sunt niște versete extraordinare aici. Zice, în timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Doamne, stai puțin. Da, nu vrei să-l trimiți, ăsta e salvatorul poporului tău. Chiar vrei să-l omori pentru treaba asta? Să știți că Dumnezeu uneori este extrem de aspru și atunci Sefora, nevastă sa, gândiți-vă, asta este o femeie dintre străini, nu este evreică, nu? A luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești un sos de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea, sos de sânge, din pricina tăierii împrejur. Cred că conflictul ăsta a fost așa de serios între Moise și Sefora, nu? Mama își vedea copilul în pericol de moarte, nu? Așa, conflictul a fost așa de serios că se pare că Moise a trimis-o acasă pe Sefora cu copiii și nu a dus-o în Egipt împreună cu el. Se pare că a fost un conflict de familie destul de serios. Dar neglijența aceasta a dus la pedeapsă, neascultarea duce la pedeapsă. Haideți să ne gândim puțin la neglijența datoriilor de soț, care există în foarte multe familii creștine. Datoriile de părinte creștin, ce facem cu copiii? Creștem în frica și temerea Domnului sau nu? În momentul în care neglijăm aceste datorii care le avem, vom stârni mai devreme sau mai târziu mânia lui Dumnezeu. Moise și-a trimis familia înapoi și a fost un prim conflict serios de familie în viața lui Moise. Un alt principiu, numărul 3, omului Dumnezeu are un mesaj de la Dumnezeu și acest mesaj trebuie comunicat la timpul lui. Nu întotdeauna timpul lui Dumnezeu se potrivește cu timpul oamenilor, nu? La început, Israelul aude și crede, se bucură. Dumnezeu este interesat de noi, vrea să ne le elibereze. A auzit cât suferim, a văzut lacrimile și necazul nostru aici. Dumnezeu intervine, extraordinar este. Ei, dar după asta, imediat, dacă ne gândim cum s-a purtat Faraon, când a auzit Faraon că Dumnezeu vrea să elibereze poporul, l-a întâmpinat pe Moise cu aroganță disprețuitoare. Să știți că atunci când Dumnezeu ne vorbește și vorbește în general oamenilor, putem avea două atitudini foarte diferite la mesajul lui Dumnezeu. Supunere și ascultare, ceea ce duce întotdeauna la binecuvântare, dar și respingere și aroganță.
Vedem imediat în poporul lui Dumnezeu supunere și ascultare la început și apoi din partea lui Faraon respingere cu aroganță a provocării lui Dumnezeu. Dar începe presiunea, încep lucrurile să meargă altfel decât și-a închipuit Moise și poporul lui Dumnezeu. Descoperim imediat că ascultarea este costisitoare pentru tine și pentru ceilalți din jurul tău. Apar imediat consecințe neașteptate. Dacă citim în Exod capitolul 5, versetele 6 la 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: și chiar în ziua aceea Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor, norodului și logofeților: să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor, ci să se ducă singur să strângă paie. Totuși să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte și să nu scădeți nimic din ele, că sunt niște leneși. De aceea strigă mereu: haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru. Și ascultați versetul 9, care este culmea obrăzniciei acestui om: să se dea mult de lucru acestor oameni, ca să aibă de lucru și să nu umble după năluci. Pentru Faraon, a te închina lui Jehova înseamnă să umbli după năluci. Parcă erau tovarăși de la partid când vorbeau despre pocăiți, cam același limbaj, de fapt este aceeași atitudine, același duh, același spirit și aici. Sunt consecințe neașteptate imediat. Numărul 1, sclavii evrei nu mai primesc materia primă. Acum cărămizele care le făceau ei foloseau paie nu numai pentru ca lutul acela să devină plastic. Paiele conțin un fel de clay foarte special, dar erau folosite și pentru arderea cuptoarelor în care se ardea cărămida. Și dintr-o dată nu le mai dau paie. Evreii trebuiau să umble pe câmp să-și adune paiele din care să facă cărămida. Norma de cărămiz este aceeași, nu se schimbă deloc. Cu toate că acum materia primă nu mai este disponibilă ca înainte. Crește exploatarea, se înăsprește robia, bicele se folosesc mai des, urletele, țipetele, isprăvniceii îi sileau zicând: isprăviți-vă lucru zi de zi, ca și când erau paie. Au bătut chiar și pe logofeții copiilor lui Israel. Versetul 14, puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. Pentru ce, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi care vă fusese rehotărât. Încep să fie bătuți acești logofeți, șef de echipă, dacă vreți, a evreilor, care conduceau echipele de lucru, sunt bătuți de supraveghetorii a lui Faraon. Robia devine mizerabilă, copiii lui Israel, nu numai că sunt extrem de osteniți acum, muncind mult mai mult ca de obicei, dar sunt și bătuți și exploatarea aceasta este mai teribilă. Dorința de libertate crește, bineînțeles, odată cu suferințele care sunt. Cu cât era mai mare suferința, doreai și mai tare să scapi, nu? Cu cât sărăcia din România și nenorocirile care erau, tot mai mulți erau cei care voiau să fugă peste graniță. Nu? E un fenomen, spunea un reporter din România, foarte puțin studiat de societatea românească. Pentru că se pare că au fost aproape 1 milion de români care în timpul lui Ceaușescu și înainte de Ceaușescu au fugit din România în diferite metode. Când crește robia, dorința de libertate crește și ea tot mai mult. Dar și îndoiala se întâmplă, nu? Sunt tot mai mulți care cred că nu o să scape de faraonul ăsta niciodată, o să moară de mâna faraonului și acolo se va termina viața lor. Apar greutăți neprevăzute.
Sclavii sunt bătuți, așa cum spuneam, pentru neîndeplinirea planului, se numără cărămizile, nu e același număr, crește presiunea din partea stăpânilor. Moise e perceput dintr-o dată, este perceput ca sursa tuturor suferințelor evreilor. Bă, până n-a venit ăsta, aveam paie, Domnule, nu? Totul era în regulă, șefii ăștia erau de treabă cu noi, ne lăsau 5 minute mai repede la masă. De când a venit Moise, e nenorocire. Cine devine Dumnezeu? Moise ăsta, Domnule, ăsta a venit cu niște idei, trebuia să ne lase în pace. Moise este perceput dintr-o dată ca sursa suferințelor evreilor. Un eliberator care, Doamne, ne aduce numai necazuri. Cum am venit în America, în primul an am început să tipărim o revistă creștină. Mi-am cumpărat o mașină de scris cu primii bani de la Walfer. Primii bani de la Walfer mi-am cumpărat mașină de scris. Și am început să publicăm o revistă. Ei, ce s-a întâmplat e că n-au trecut, cred că niciun an de zile de la apariția revistei, când am fost convocat la Cleveland, Tennessee, la ofițerul general al lui Church of God, că eu tipăresc o revistă politică și frații din țară suferă, săraci toți din pricina articolelor mele. Toți pocăiții din România sufereau din pricina revistei mele. Acum, binecuvântarea a fost că am dat peste un om inteligent, un om al lui Dumnezeu, care a înțeles bine despre ce este vorba. I-am dus revistele, i-am tradus articolele, i-am spus ce publicăm. Nu? Publicam de demolări de biserici, de arestări de frați, tot felul de lucruri care le făceau comuniști împotriva Bisericii lui Hristos. Nu? Oamenii ăștia au înțeles că nu eram de vină, că nu suferea România din pricina mea. Nu, nu Moise era de vină că nu li se mai dădea paie. Nu? Era de vină Faraon, că Faraon era rău. Nu? Am scăpat, nu? N-am pățit nimica după treaba asta. Dar erau scrisori venite din România, la denominația la care eu aparțineam, în care li se spunea că frații din România suferă din pricina mea. Suferă datorită articolelor mele, a revistei pe care eu publicam. Ei, întotdeauna sunt greutăți din asta neprevăzute. Nu te gândești niciodată, tu vrei să faci bine, nu? Fraților, și dintr-o dată devii vinovatul numărul unu. Vrei să eliberezi pe poporul tău din robia lui Faraon și dintr-o dată, în ochii acestui popor, devii vinovatul numărul unu, că ei nu mai primesc paia acum și sunt și bătuți. Apare imediat o serie de conflicte care nu sunt absolut de nerezolvat. Moise nu le mai poate rezolva. Liderii evreiești sunt absolut deziluzionați de Moise. Nu? Ăsta, Domnule, de când a venit, suferim mai mult. Nu mai vor să audă de Moise și de Aron. Suferim din cauza voastră. Ne-ați făcut să fim urâți de egipteni. De ce n-ai stat la oi, frate Moise? Nu? De ce te-ai apucat să vii aici? Stai acolo și condu oile alea, lasă-ne pe noi în pace, că de când ai venit, nu mai primim paie, luăm bătaie, ăștia se poartă urât cu noi de când ai apărut tu. Bietul Moise este devastat de situația în care a ajuns și spune Sfânta Scriptură că Moise, în fața acestei presiuni absolut neprevăzute, știe absolut ce are de făcut. Este singur și învinuit de popor. Este respins și de Faraon și de popor. Nimeni nu-l vrea. Puneți-vă în situația lui, Doamne, Dumnezeule, nu ți-am spus eu la rugul aprins să mă lași în pace, am 80 de ani, nu? Cu cât mă implic mai mult în toată treaba asta, dezastru și mai mare, toată lumea suferă și mai mult, am 80 de ani, în loc să mă lași la pensie undeva, să mă liniștesc,
Nu, mi-ai dat pe cap toate treburile astea. Și efectiv Moise se îndoiește de chemarea care o are, chemarea divină. Aici aș vrea să fac o mică paranteză și să vă spun că zilele astea, într-o noapte din asta, când de la anumite vârste nu dorm bine, am ascultat ceva care a fost șocant pentru mine. Niște sociologi americani au făcut un sondaj de opinie și au studiat, se pare că este una dintre cele mai îndelungate studii care s-au făcut în sociologie, peste 100 de ani. Peste 100 de ani au studiat în sute de grupe etnice, în limbi diferite, în popoare diferite, și au pus întrebarea asta, extrem de simplă. Care sunt lucrurile acelea care v-ar face o viață fericită și mulțumită și să aveți o viață împlinită în final, să simți că ai avut o viață împlinită? E adevărat, lumea zice, bă, o să fii sănătos, nu, să n-ai treabă cu doctorii, sună bine, dar n-a fost asta pe primul loc. Să ai o familie bună, să te înțelegi cu nevasta, cu copii, nici asta n-a fost chiar pe primul loc. Pe primul loc a fost așa, să trăiești într-o comunitate în care există armonie, în care oamenii se iubesc unul pe celălalt și să ajută unul pe celălalt. Într-o asemenea comunitate te simți împlinit, te simți de folos, util și îți face viața împlinită. Credeți-mă, era noapte pe la 12 și ceva când am auzit asta, n-am mai putut dormi. Toată viața mea mi-am dorit o asemenea comunitate. Am văzut zilele trecute niște reportaje despre satele aproape părăsite din România. Am ascultat cuvintele unor bătrâne care au rămas acolo aproape singuri în satul ăla. Știți ce spuneau femeile alea? Dar știți ce sat extraordinar a fost ăsta? Câți copii erau și ce oameni faini și harnici. Toate și-aduceau aminte de comunitatea aceea extraordinară care a fost altădată. Ok? Dar a venit ceva, a venit comunismul, a venit sărăcia, a venit capitalismul, libertatea, cine știe ce a venit. Și au plecat oamenii și au distrus comunitatea aceea. Și spunea, uitați-vă, zice, pe dealurile astea erau pline de pășuni de oi. Acum e pădure. Pădurea a invadat totul. Dintr-o dată m-a lovit o nostalgie a satului în care eu m-am născut, care este mai mult de jumătate acoperit de pădure la ora actuală. Casa în care eu am crescut e cucerită deja de pădure. În camera mea, cu vreo 3-4 ani în urmă, înainte să vină cineva să demoleze tot, erau vreo 2 copaci, uite așa de groși. Okay? Ascultați-mă, când demolăm, când stricăm comunitatea, ne-am stricat propria noastră viață. Dar tu ai bune intenții, Moise, tu vrei să eliberezi oamenii ăștia, să se duci într-o țară nouă, de curge lapte și miere și ăștia se întorc împotriva ta să te rupă. Nu? Reacția la presiune, întotdeauna Moise știe, are un instinct extraordinar. Moise îl caută pe Domnul, primul lucru. Ascultați-mă, când ajungi la capătul puterilor, du-te la Dumnezeu. Du-te la Domnul. Nu este altă soluție. Faraon nu te ascultă, poporul nu te mai vrea, e împotriva ta, du-te la Dumnezeu. Ușa este deschisă și este gata să îți asculte plângerile. Fii sincer și deschis. Ar trebui să te gândești întotdeauna la prețul pe care îl plătești cu toții, nu numai la ce plătești tu. Că și bieții de evrei au și ei partea lor de necaz, pe care probabil nu înțeleg bine, nu?
Ei nu înțeleg că, de fapt, nu Moise e de vină că ei sunt exploatați și bătuți, ci faraon care poruncește, nu? Faraon e mai rău ca înainte. Și Moise se duce la Dumnezeu și spune: Doamne, de ce ai făcut un asemenea rău? Nu Dumnezeu l-a făcut rău ăsta, ci faraon. Și Moise spune: Doamne, nu ți-am spus eu că nu sunt bun deloc la chestia asta? Puteai să mă asculți și să mă lași acolo la oi și să nu mă trimiți la evrei ăștia încăpățânați. Știai despre ce este vorba. Numărul 2. Este momentul să te încrezi în Dumnezeu în asemenea momente. Este așa de frumos că, începând de la capitolul 6, de la versetul 1, Dumnezeu începe să-i vorbească lui Moise. Și ce face Dumnezeu cu un om descurajat? Îl încurajează. Ce are nevoie Moise acum? Are nevoie de încurajare. Are nevoie de niște cuvinte de ridicare. Și Domnul încurajează pe Moise. Spune: eu sunt Domnul. De 4 ori în convorbirea asta, Dumnezeu spune: eu sunt Dumnezeu, eu conduc lumea asta, nu faraon o conduce, eu stăpânesc peste tot universul. De 4 ori spune lucrul ăsta, să intre bine în capul lui Moise. Apoi de 8 ori zice: eu voi lucra, eu voi interveni, eu voi pedepsi pe faraon. Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvește de muncile grele cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, Isaac și lui Iacov. De 8 ori, spune Dumnezeu, eu sunt implicat primul în toată afacerea asta. Moise, nu ești tu la mijloc, eu sunt. Te voi face, și aici este o afirmație extraordinar de frumoasă, cred că Moise a fost șocat de chestia asta, zice: te voi face ca un Dumnezeu pentru faraon. Acum, faraon ăsta avea o groază de Dumnezei. O să vedem data viitoare că, de fapt, toate urgiile care au venit, cele 10, sunt împotriva unuia sau doi dintre Dumnezeii lui faraon. Okay? De aceea sunt urgiile așa, unele sunt aproape ciudate, se pare foarte ciudate, nu? Dar ele sunt împotriva unui zeu egiptean, unui Dumnezeu de-a lui faraon. Și îi spune Dumnezeu: Moise, tu o să fii, te fac ca un Dumnezeu pentru faraon de azi înainte. Așa autoritate îți dau. Dumnezeu îi prezintă lui Moise planul care îl are pentru el și pentru poporul său, eliberarea lui Israel. Îi prezintă apoi puterea sa, îi vorbește despre puterea pe care o are Dumnezeu la dispoziție. Îi vorbește de promisiunile sale: îți voi da o țară cu lapte și miere, care curge lapte și miere. Cineva a spus că o fetiță la școala duminicală a spus că Dumnezeu a promis că le dă o țară plină de vaci și de albine. Pentru că ea s-a gândit exact la cine de lapte și cine de miere, nu? Dumnezeu vorbește apoi despre prezența sa. Eu sunt omniprezentul, eu voi fi cu tine, voi fi peste tot împreună cu tine. Despre protecția sa. Voi fi cu tine, te voi păzi. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și, în concluzie, aș vrea să spun câteva lucruri. Circumstanțele se întorc împotriva noastră, ne forțează, întotdeauna când circumstanțele se întorc împotriva noastră, Dumnezeu vrea să ne forțeze să depindem de El, să-L căutăm pe Dumnezeu. De aceea, prima reacție care o avem atunci când dăm de un necaz, ar trebui să fie una mai pocăiască și să spun: Doamne, înseamnă că vrei să fiu mai de treabă, să mă rog mai des, să te caut mai mult, să citesc mai mult Scriptura, să mă gândesc mai mult la tine, că toți, dacă facem un inventar, am putea adăuga ceva la
capitolul ăsta, nu-i așa? Circumstanțele care se întorc împotriva noastră ne forțează la dependența de Domnul. Și ar trebui să trăim o viață dependentă de El. Nu? Lecția numărul 2. Presiunea ne umilește și ne face să-L căutăm pe Dumnezeu. Când se întoarce lumea împotriva noastră, când se întoarce comunitatea împotriva noastră, atunci caută-L pe Domnul. La El vei găsi întotdeauna resursele de care tu ai nevoie. Numărul 3. Dependența de Domnul ne ajută să perseverăm, ne învață răbdarea și ne face înțelepți. Când nu ne mai bizuim pe înțelepciunea noastră, când nu ne mai bizuim pe resursele noastre, pe cunoștințele noastre, pe... Am fost șocat, cineva din România vorbea despre ce se întâmplă în București acum, un oraș care dacă vine un cutremur, Doamne ferește, ca în Turcia, deja sunt câteva sute de clădiri care se vor demola la primul cutremur mare. Au trecut foarte mulți ani din 1977 la cutremurul acela foarte mare și au rămas numai bulinele alea roșii pe clădiri și nimeni nu le repară, nimeni nu face nimica. Și unul dintre reporteri zice, păi și acum este tot cu PCR, pile, cunoștințe, relații. Toate afacerile românilor sunt tot pile, cunoștințe și relații. Așa au făcut și turcii, nu? Ceea ce mi s-a părut așa scandalos, că turcii după cutremurul care l-au avut în 99, un cutremur devastator, probabil aproape tot la fel de mare ca și ăsta, au schimbat legile în construcții și au forțat prin legislație să construiască împotriva cutremurilor. Și s-au făcut norme și tot ce vreți. Ei, problema este că atunci când e vorba să aplici legea, lucrurile sunt foarte diferite. Constructorilor le-au dat voie să-și aleagă ei inspectorii care inspectează clădirile, nu? Și dacă constructorul plătește pe inspector, bineînțeles, inspectorul semnează hârtia care o dă constructorul, care doar el plătește, nu-i așa? Și acum arestează pe ei cu grămada, constructori, proiectanți, inspectori, tot ce vreți, nu? Dar după ce au murit 40 și ceva de mii de oameni până la ora actuală, vă dați seama ce se întâmplă. Numărul 4. Dumnezeu nu irosește suferințele, ci le folosește pentru maturizarea noastră. Este absolut inconfortabil să-ți mărească planul, să-ți ceară cărămizi mai multe, să nu-ți dea paie, să te mai și bată, nu? E teribil. Dar în sfârșit, dincolo de suferințele astea, bătuți bine, vom gândi mai bine, probabil, vom crede mai mult pe Dumnezeu, ne vom bizui mai mult pe Dumnezeu și poate că aveam nevoie de tratamentul respectiv. Și ultimul lucru, când Dumnezeu are un plan cu tine, lucrurile vor deveni mai rele înainte de a deveni mai bune. Știu că e o pastilă greu de asimilat, dar când Dumnezeu are un plan cu tine, lucrurile vor deveni mai rele prima dată, pe urmă vor deveni mai bune. Mulți dintre noi, când dăm de lucrurile rele, abandonăm. Eu personal câteodată fac autocritica și mă gândesc, nu cumva am abandonat prea repede. Dar asta ține de fiecare și de puterea fiecăruia de a răbda. Atunci când Dumnezeu are un plan cu tine, lucrurile vor deveni mai rele înainte de a deveni mai bune.